Chiar dacă și-a mai pierdut din strălucirea de odinioară, lumea continuă să se adune an de an la obiceiul de pe Gurghiu. Tradiția spune că Târgul Fetelor era prilejul prin care feciorii își găseau aleasa. În seara de sâmbătă, dinaintea târgului, feciorii se adunau pe un deal din apropierea satului, unde strigau fiecare fată pentru a se pregăti de măritiș. Tradiția se mai păstrează doar sub aspectul locului de organizare, iar ansamblurile folclorice din zonă sunt singurele care mai încearcă să aducă o urmă de autentic. Cele invitați de seamă, președintele Consiliului Județean, prefectul județului Mureș, alți conducători de instituții de concentrate, iar doritorii care vor să se simtă bine în armonia ansamblurilor de pe din comuna Gurghiu și ansamblul de Mureșul, sunt poftiți cu cea mai mare plăcere. De asemenea, comercianții își expun produsele tradiționale la tarabele special amenajate. Participanții pot gusta și pot cumpăra bunătățile puse la dispoziția tuturor. Sperăm, deși s-a anunțat tot pe galben, începând cu seara asta până mâine seară, sperăm totuși ca să ne ocolească vremurile grele. Sunt mici, este bere, deci aș dori să se simtă bine toți participanții la aceste. Târgul Fetelor se va afla anul acesta la cea de 108-a ediție și face parte din tezaurul spiritual mureșan, tezaur care, din păcate, devine din ce în ce mai sărac.